Antena Stars vede tot, la colega noastră, Loriana. Bună dimineața, Loriana, te ascultăm cu prima știre. Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, îi spun și invitatului nostru și începem Bursa Zvonului cu subiectul momentului. Mai exact, faptul că familia Iorgulescu a promis că a oferit ajutor rudelui băiatului mort în accident. Gino și Gabriela Iorgulescu au transmis într-un comunicat de presă că au luat deja legătura cu familia victimei fiului lor și că vor face tot ce este posibil pentru a se implica în educația și creșterea celor doi copii rămași fără tată. Și acum o să vă citez. Am luat legătura cu familia tânărului decedat. Le-am făgăduit rudelui celui care a murit că vom face tot posibilul ca să ajutăm din toate punctele de vedere familia greu încercată. Am promis în fața lui Dumnezeu că vom avea grijă de copiii rămași fără tată. Știm că părintele este de neînlocuit, dar vom face tot ce este omenește posibil pentru creșterea și educația lor. Au transmis Gino și Gabriela Iorgulescu. Din păcate, familia Iorgulescu cred că trece prin cel mai mare impas al vieții sale, iar Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario, care se află în continuare în spital și despre care vom oferi imediat și ultimele informații despre starea lui de sănătate, încearcă să facă tot posibilul... La line, cumva, durerea, e, cred că nu e un termen bine ales în a plana ceea ce s-a întâmplat, însă în a oferi, bineînțeles, condoleanțe și tot sprijinul, măcar... financiar și, bineînțeles, și moral cât se poate. Eu cred că... pierderi e greu de imaginat. Da, eu cred că ar fi trebuit să facă tot posibilul să-și educe propriul copil, astfel încât să nu se ajungă în cazul ăsta. Asta ar fi trebuit să facă. Acum, chestia asta cu hai să ajutăm copiii care au rămas fără tată, da... Sigur, da, Andrei, mă ierți, acum... dar nu mi se pare o vreo mare măsură chestia asta, adică... Copiii aia tot fără tată vor fi, indiferent cine îi ajută sau nu. Da, deci din punctul meu de vedere, eu cred că cel puțin la nivelul ăsta de părinți care lasă copiilor pe mână bolizi de sute de mii de euro, știind că nu sunt uși de biserică copiii aia, așa, eu cred că toți părinții de genul ăsta ar trebui în primul rând să aibă grijă de cum își educă proprii copii. Pe de altă parte, Andrei, părinți care au dat pe mână copiilor boliți de sute de mii de euro au existat, însă putem să punem și pe seama unei fracțiuni de secundă, poate de neatenție, moment, pe moment și așa mai departe. Băi, când circul în oraș cu 200 la oră, nu este fracțiune de secundă. Mă iertați că vă spun chestia asta, nu știu ce părere aveți voi despre povestea asta, dar când mergi cu 200 la oră, când te-ai suit la volan în oraș și ai călcat-o și se duce în 200, nu mai e fracțiune de secundă. Acolo e fracțiune de secundă până se va întâmpla. Mario este singurul copil al familiei Iorgulescu și de-a lungul timpului părinții au încercat să ofere educație solidă, în sensul că, așa cum am mai spus și noi la matinal, el a fost trimis și școlit în Elveția, la o celebră, la o prestigioasă universitate, așa că părinții au încercat tot timpul să ofere afaceri pe mână, tot ce au putut. Da, să-și amplie viața cumva, adică să nu-l lase așa, doar că au ei bani și el să nu facă nimic în privința asta. Da, mă, nu știu, cert este că s-a întâmplat chestia asta și nu este prima, cum să zic, ieșire în decor. De data asta a fost pe bune ieșirea în decor, dar mai avut și ieșirea cealaltă în decor, care a fost cu proces. Deci nu putem vorbi aici despre un model de tânăr care ar fi demn de urmat. Cu toate școlile alea de străinătate și cu toate încercările de a îl responsabiliza, să zicem, da? Aici e clar că sunt niște chestii, adică nu știu dacă tu te urci la volan în mașină, în București și calci plană pedala de accelerație sau voi. Asta ține puțin și de modul în care te raportezi tu la viață, modul în care te vezi tu pe tine și modul în care zici, lasă-mă că mie nu mi se pare, cred că aici poate întâmpla. Și cu siguranță, fără să încercăm să-i găsim circumstanțe atenuante, pentru că nu suntem de partea nimănui cu siguranță, comentăm în modul cel mai eu neutru cu atât situația mai puțin. Aceasta, însă cred că e vorba și puțin și de teribilismul vârstei. Bineînțeles că este. Este vorba de practic de faptul că el este un copil și un băiat, un tânăr, că nu mai e copil de mult, care a avut parte de tot confortul și financiar nu este singurul, din partea părinților. Nu este singurul și nici nu este singurul caz de genul ăsta, din păcate. Deci vezi, noi vorbim aici cumva despre un tipar, pentru că, în general, copiii care au fost crescuți cu tot acest confort au senzația că li se cuvine cam totul, nu? Și unii, iată, mai produc și astfel de dezastre.
Da, am putea să vorbim de un ghinion, de un blestem, de faptul că el ar fi urmărit de un blestem. Și spun asta, Andrei, pentru că dacă ar fi să ne raportăm puțin la trecutul lui Mario, bineînțeles, pe lângă acel dosar Buclucaș despre care am tot vorbit, iată, astăzi presa vorbește despre faptul că doi dintre oamenii care l-ar fi păzit an de rândul pe Gino Iorgulescu, pe tatăl său, dar la rândul lui, lor și pe Mario, ar fi încetat din viață. La un moment dat, și ar fi avut parte de un sfârșit tragic. Nu știu, eu cumva nu mă legat de faptul că cei care s-au învârtit și au avut legătură cu el. Nu, eu n-aș merge în terenul ăsta de speculații. Sigur că presa se ocupă de chestia asta de fiecare dată când apare un caz și încearcă să tragă cât mai tare de el. Dar nu, eu nu cred în lucruri de genul ăsta. Nu, aici cred că e pur și simplu teribilism. Adică n-ai cum să te duci în oraș cu viteza aia. Nu ai cum. Și să nu se întâmple ceva. Adică trebuie să ai noroc să nu se întâmple ceva. Mai ales când treci pe roșu, înțeleg. Adică, hai să vorbim pe bune. Nu te uiți și tu, nu vezi și tu ce se întâmplă. Adică vrei să mergi și sunt circuite. Sunt și pe aici, pe lângă, și la Titi Aur, la școală. Te duci și mergi acolo cu 200 dacă vrei. Pe de altă parte, despre Mario Iorgulescu nu știm să fi fost implicat într-un scandal cu viteză până da, acum. Da, nu, adică nu știu. Era un vitezoman răist. Nu fusese mai, acum, de poliție, pe de altă parte, e să fim serioși, că și când ai o mașină de genul ăla, tentația e mare, probabil. Să calci, să calci în ea. Pedala, da. De asta eu nu sunt de acord, frate, să le dai unor tineri care, să zicem, au 20-25 de ani, nici nu știu câți ani are. 24 de ani, până, aceeași vârstă pe care deci, o avea și câtă vreme creierul nici măcar nu e completat în dezvoltare, să-i dai pe mână chestiile astea. Sigur, noi am vorbit despre faptul că în seara respectivă Mario Iorgulescu fusese la o petrecere cu iubita lui, apoi s-au certat, ea a mers într-un club poate din asta București, cumva a adus, unde să petreacă singură, iar el cu băieții, după care a plecat de acolo Valvârtej în goana și în căutarea ei. Păi da, mă rog. Și deprimat faptul că în ultimele luni de zile se tot certa cu ea, nici nu avea o stare emoțională foarte bună. Nici nu erau împreună, era separat, adică toate adunate să fi dus la... Băi, dacă te simți că, știi cum e vorba aia, acum vorbim și noi după ce s-a petrecut, știi? Dacă te simți că nu ești ok, chem un taxi, mă. Adică nu te urci la volan de nebun. În fine, asta e, s-a produs dezastrul ăsta, este un dezastru, de fără îndoială, cu urmări. Acum nu știu în ce stare e el, că înțeleg că nici el nu e că tocmai ok pe la spital. Ultimele informații despre starea de sănătate au fost transmise chiar printr-un comunicat oficial de presă, așa cum v-a făcut un rezumat al acestuia, starea lui Mario se înrăutățise, el suferise o agravare în ultimele 12 ore. Și este ținut în continuare sub observație. Da, sunt momente grele pentru ambele familii, însă trebuie să luăm acest caz așa cum s-a întâmplat. Există un om care din teribilism, să spunem, a produs un dezastru. Nu există niciun fel de, cum se spune eu, întâmplare, nu există niciun fel de ghinion. Nu, aici există o cauză și un efect. O cauză a fost viteza excesivă. Iar efectul e ăsta. Nu avem ce să mai facem. Acum, sigur, este cumva lăudabil faptul că părinții lui se oferă să aibă grijă și așa mai departe. Dar e târziu. Părerea mea, e târziu. Nu ai ce să mai... Chestia asta, bași capul în pământ și aia e. Ce crezi că ar trebui să învățăm cu toții din această poveste? Că nu suntem de tablă. Și că chestia asta cu nouă nu ni se poate întâmpla, nu funcționează. Mai e o chestie, sunt și studii care spun că oamenii care trăiesc pe principiul don't worry, be happy, mor mai repede. Pentru că nu sunt conștienți de viață și de ceea ce se poate întâmpla. Și atunci fie se întâmplă accidente, fie boli care puteau fi prevenite. Sunt studii pe chestia asta. Cam asta trebuie să înțelegem, să fim conștienți și să fim atenți la ceea ce facem. Pentru că în funcție de ceea ce acționăm noi și deciziile pe care le luăm, se pot întâmpla chestii de genul ăsta. Sau nu? Și e mai trist atunci când ești nevinovat și te trezești, practic. Bineînțeles, adică despre ce vorbim? Aici e un om care s-a trezit dincolo, în ce? Da. O chestie care, mă rog, în fine, nu mai zic. Da, noi mergem la următoarea știre. Loreana, te ascultăm.